sigur, noi avem aici și niște taloane care, începând de astăzi, se vor găsi la apelatul din pensionarilor pe strada Victorică și la apelatul pensionarilor de pe strada Centura Basarabilor. Cei care doresc să participe la această tombolă sunt rugați să treacă să judece un astfel de talon. Îl completează cu numele, numele pe numele, starea civilă, dacă este căsătorit, pentru că normal pot să meargă în excursia organizată de noi cei care vor câștiga împreună cu soția, telefonul și adresa cu vederea validării. Iar și în data de 1 decembrie, începând cu ora 10, pe scena organizată acolo, aranjată la magazinul Oltor, va fi o urnă unde se vor introduce toate aceste taloane al tuturor participanților, atenție, cu vârstă peste 55 de ani. Extragerea se va face în jurul orelor 19, înainte de a intra pe scenă, pentru că avem un spectacol de deschidere a orășelului copiilor, înainte de a cânta Mihai Cristaliu. Sper eu că vor fi foarte mulți participanți și se vor bucura cei care vor câștiga. Fericire pentru aceștia sunt număr de 30. Și vor merge în data de... Toți acești 30, toate aceste 30 de persoane vor merge în data de... Vor pleca în data de 4 și se vor întoarce în data de 8 mai în Maramureș. Mai clar, în perioada Paștelui, Șova și Șova petrece acolo fiecare cuplu, fiecare persoană, în Maramureș.